Cătălin, la conferința de presă a Universității Craiova, alături de mine antrenorul principal al echipei noastre, domnul Corneliu Popă, am să-i dau cuvântul pentru a vă spune câteva cuvinte legate despre acest joc, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. E foarte ușor să vorbești după o victorie, o consider meritată, având în vedere posesia pe care am avut-o, având în vedere situațiile de gol pe care le-am creat, am mai ratat și un 11 metri. Consider o victorie meritată și era nedrept să fim egalați la, cred că, singura situație mai clară a echipei Astra. Între voi, dacă aveți, vă rog. Mergem. Ce bine, dacă aveți întrebări, dacă sunt nu... Între voi? Poți lega 5 victorii consecutive în campionat? Pot lega 5 victorii consecutive în campionat. Sperăm, eu pregătim fiecare... Deocamdată ne concentrăm pe meciul de la viitor. Asta e cel mai important. Vom vedea pe viitor ce se va întâmpla. Deocamdată trebuie să fim foarte concentrați. Sper ca pe viitor să marcăm mult mai mult, având în vedere situațiile pe care le-am creat, într-un meci de cupă în care trebuie să recuperăm, ar fi ideal să marcăm mult mai repede și mult mai mult. Doamne ajută! Sper din tot sufletul, vă dați seama. Sperăm că lucrurile vor merge bine. La fotbal merg repede și într-un sens și în celălalt. Cum a fost atmosfera de stadion? O descătușare, vă dați seama, că după multe rezultate, știu, care nu le-am dorit nimeni, în momentul când câștigi, jucătorii se relaxează, se descătușează, sperăm că pe viitor vor fi mult mai concentrați pe faza de atac. Patru jucători defensivă, la cum va juca Craiova de acum încolo? Probabil, da. Sunt adeptul jocului cu patru apărători. Nu știu acum, dacă v-am zis, încerc să așa, cum văd eu fotbalul, încerc să îmi creez un sistem de joc raportat la jucătorii pe care i-am. Consider că acum cu patru fundași este se adaptează foarte bine lotului pe care îl avem. Urmează meciul de cupă. Joi e mai importantă cupa decât campionatul în momentul ăsta. Mai e un pas până la final. Important este amândouă. Adică fiecare meci te gândești să-l câștigi și să fiind în cupă trebuie să recuperăm, trebuie să marcăm două goluri. Iar pentru asta trebuie să fim mult mai concentrați în fața porții. Da, și eu am decis ca Bancu să bată, pe care între ei s-au înțeles. Era primul Bancu, al doilea Fortes. Dar l-a lăsat pe Fortes. Vârfurile, în general, au o mare presiune când nu scriu. Sper ca presiunea asta să nu l-apese foarte tare pe Fortes, un jucător foarte bun, cu calități foarte bune. Dar în momentul în care își dorește foarte mult să marcheze, atunci își pune singur o presiune pe el. Probabil își dorea foarte mult, Nicușor a înțeles lucrul ăsta, a fost doar o înțelegere, pentru că Nicușor era primul și Fortes. Dacă vom avea penalti, eu l-aș pune din nou pe Fortes, fără nicio emoție. Dar nu pot să-mi dau seama, m-am întrebat, nu pot să-mi dau seama de poziția în care mă aflu, iar, sincer, dacă a fost sau nu a fost, nu schimbă cu nimic. Cel puțin pe mine nu mă preocupă foarte mult deciziile arbitrului. Mă preocupă cum aș putea să fac faza următoare, să mai aduc din nou mingea acolo în careu și să pun presiune pe adversar. Nu știu, nu pot să-mi dau seama, vă dați seama, din postura unde mă aflu, faza a fost în partea cealaltă și bun. Și nu e rolul meu să comentez arbitrajul. Încerc să mă feresc de aceste lucruri. Sunt probleme medicale după meciul ăsta? Nu știu, o să întreb pe... Acă a avut a simțit o ceva pe mușchi, mi-a cerut... Cred că mai putea, dar riscam foarte mult. Riscam ce se întâmplă în momentul în care a simțit ceva pe mușchi, riști ca la un sprint să se rupă și adversarul să continue și să avem probleme. Și atunci am căzut de comun acord ca el să rămână la cabină. Craiova a ratat cel mai multe penalti în acest campionat, dar într-un moment foarte important și cu multă tensiune, Pilia Cilea a fost perfect. De ce el nu mai o variantă? Consider că jucătorii de atac sunt cei mai în măsură
să bată penalti. Ei sunt tot timpul acolo în fața porții, înscriu tot timpul și din punctul meu de vedere este că jucătorii de atac să bată penalti. Fără, nu mi se pare normal ca Pilaceli, ca un portar în speță să execute penaltiuri. Nu e o presiune pentru el, pentru el că își dorește să marcheze, dar nu ar trebui să fie, pentru că joacă destul de bine, ne ține de minge, este un jucător puternic. Nu a fost săptămâna grea pentru tine? Da, cu siguranță că nu îi cunosc foarte bine pe jucători în sensul de a interacționa uman cu ei. Așa îi cunosc din punct de vedere fotbalistic, dar uman nu îi cunoșteam și ușor încep și eu să-i cunosc. Atmosfera, cu siguranță, cu siguranță. Vom vedea ce va fi zilele viitoare. Când se schimbă antrenorul, ce jucători să impresioneze? V-a impresionat cineva mai special în această seară? Nu, cred că întreaga echipă a fost la același, la un nivel bun. Mihailul, după ce a dat gol, a venit direct către tine. Am lucrat cu Mihail la echipa a doua și este un jucător cu o calitate extraordinară, adică un jucător care joacă la echipa națională la vârsta lui, să sperăm că el va progresa conform calităților lui și va ajunge la echipa națională, la prima reprezentativă. Vă așteptarea dumneavoastră să dea primul gol. Da, asta am zis, cu siguranță. Ce vei face? Ce anume? Ce vei face? Cum vei sărbători? Cu nimic. Deocamdată nu prea avem ce să sărbătorim așa. O victorie cu asta, vedem ce pe viitor. Mă concentrez pe... E o săptămână în care jucăm joi, jucăm luni. Primul lucru mă gândesc cum să ne recuperăm cât mai bine pentru meciul cu viitorul. Mai sunt întrebări? Dacă nu vă mulțumesc. Mulțumesc, bună seara.